Tarifele la călătoriile cu transportul de pasageri nu vor fi majorate, deocamdată. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu. Deși zeci de șoferi și administratori de rute din diferite colțuri ale țării au ieșit ieri la protest în centrul capitalei, ministrul spune că solicitarea lor de a dubla sau chiar tripla prețul este nejustificată. Solicitările de a dubla și chiar tripla prețul la călătoriile cu transportul de pasageri nu sunt justificate. Declarația a fost făcută astăzi de către ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu. Potrivit lui Spânu, ministerul a oferit transportatorilor un termen de 2 săptămâni pentru a oferi toate informațiile necesare în baza cărora se va face calculul final al tarifelor. Calculele noastre preliminare arată că o creștere de tarif la moment nu este justificată, ținând cont de faptul că tariful a fost crescut în 2019 și este un tarif, dacă vreți, diferențiat. Tariful diferențiat presupune un preț de 60 de bani pentru un kilometru sau 70 de bani pentru unitățile de transport cu confort sporit. Acum, majoritatea transportatorilor aplică tariful de 60 de bani, spune ministrul, deoarece nu au trecut controlul la gradul de confort. Probabil, aceștia nici nu doresc să-și crească tariful până la 70 de bani, a mai adăugat ministrul. Pe de altă parte, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto spune că unitățile de transport sunt vechi și necesită investiții mari pentru a putea majora tariful în acest mod. Noi nu putem trece de la categorie de 60 de bani la categorie de 70 de bani pur și simplu așa că dorim să trecem. Asta înseamnă alte unități de transport în majoritatea cazurilor sau efectuarea investițiilor majore în unități de transport existente. Totodată, ministrul Andrei Spânu a adăugat că prețul la carburanți a scăzut în ultimele zile, iar decizia de a majora tarifele ar fi una grăbită. Mai mult, prețul mai mare la carburanți nu influențează prea mult prețul la transport, este de părere Spânu. Suplimentar, noi am făcut o analiză. Cât de mult influențează prețul la motorină în costul total al tarifului? Și această creștere nu influențează extrem de mult. Reamintim că zeci de șoferi și administratori de rute din diferite colțuri ale țării au ieșit ieri la protest în Piața Marii Adunări Naționale. Șoferii sunt nemulțumiți că, de-a lungul timpului, întreținerea vehiculului a devenit tot mai costisitoare, motorina tot mai scumpă, iar acum au ajuns să cheltuiască zilnic mai mult decât câștigă, spun ei. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!